Cei care achită contribuția la asigurările sociale de sănătate ar putea fi puși în situația de a scoate bani din buzunar pentru consultații, trimiteri și rețetele date de medicii de familie, dacă aceștia nu vor încheia contractul cadru. Acesta a fost aprobat de guvern în ședința de joia trecută, dar medicii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați cu privire la noile prevederi. Reprezentanții asociațiilor de pacienți afirmă că mulți bolnavi, de teamă că vor rămâne fără medicație, solicită rețete în avans și își fac stocuri din farmacii. Guvernul României a aprobat în ședința de joi noul contract cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. Hotărârea de guvern va intra în vigoare la data de 1 iulie. Prin noul contract cadru se vor asigura mai multe servicii pentru asigurați și este prevăzută obligativitatea ca toți actorii din sistemul sanitar să aibă întâlniri trimestriale în care vor analiza calitatea serviciilor furnizate asiguraților și vor putea aduce pe parcurs îmbunătățiri la funcționarea sistemului, dacă acestea vor fi considerate necesare. În noul contract cadru se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru intrarea sau reintrarea în colectivitate și a adeverințelor medicale pentru preșcolari și elevi. Pe de altă parte, situațiile în care asigurații se pot transfera de pe o listă de pacienți pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la 6 luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și la încetarea stării respective. În domeniul medicinei dentare, minorilor li se vor putea acorda consultații decontate de CNAS odată la 6 luni față de odată la 12 luni în prezent. Pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv, nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu. Contractul cadru mai prevede, printre altele, includerea insuficienței respiratorii severe printre afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, optimizarea informării asiguraților prin introducerea obligativității afișării la furnizori a informațiilor privind pachetele de servicii medicale și a tarifelor corespunzătoare în formatul stabilit de CNAS și revizuirea sancțiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale.